Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Ganesha Cafe. Astăzi vom face o narghileană ananas și vă vom arăta modul ei de preparare și la final vă vom arăta care este cea mai potrivită aromă pentru această narghileană. O să vă arăt ustensilele de care avem nevoie. Cuțitul care tăiem ananasul, scobitura, cuțitașul, scobitorile, HMD-ul, aroma și, bineînțeles, furculiță. Și narghileau. Primul pas, tăierea ananas. O să folosim o singură jumătate. Apoi o să luăm HMD-ul să vedem unde poziționăm gaură. Apăsăm un pic pe el să avem urma și începem foarte ușor. Mai departe luăm scobitura și scobim ananasul. Pasul următor, facem un pat creat din scobitură. Patul acesta o să susțină aroma să nu cadă. Acum să punem aroma. La adăugarea aromei nu trebuie să puneți nici foarte multă, dar nici puțină, ca să aveți ce fuma. Acum o să luăm furculița, să aranjăm un pic aroma. Și acum o să fixăm ananasul pe narghile. Trebuie să fixăm ananasul într-un mod foarte bun, într-un mod etanș, ca să nu piardă aer. Și acum punem HMD-ul și urmează să punem cărbune. Haideți să aprindem narghileaua. Și acum să vă spun ce aromă am ales. Am ales miamor, deoarece miamorul conține banană, ananas și mentă. Ananasul din aromă accentuează gustul narghilelei, iar menta face narghileaua mai fresh și mai răcoroasă. Mulțumim că ne-ai urmărit și nu uita să dai un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube pentru mai mult content despre narghileaua.